Encers a considerat întotdeauna un tip puternic și rezistent la orice lovitură a vieții. Însă când a fost diagnosticat cu tulburarea de stres post-traumatic, și-a dat seama că are nevoie de ajutor. Sometimes facing up to the fact that you're vulnerable is hard, but you got to do it. Faptul că își petrece timpul cu Bandit are multe beneficii pentru Enter, spun terapeuții. It's about making a connection with an animal that helps people to regulate how they're feeling, and so it helps to reduce loneliness and improve sort of negative feelings like depression and anxiety. Pisica simte când stăpânul ei are probleme și prin faptul că îi cere atenție, îl face să uite de gândurile negative și să socializeze mai mult. It's about making connections and helping me to bridge that social gap a little bit as well. Însă nu a fost la fel de ușor ca Bandit să fie declarată animal utilitar ca în cazul unui câine. A fost mai întâi testată și a dovedit că nu prezintă pericol pentru nimeni câtă vreme se află în public. În plus, a fost dresată pentru a aplica un tip de terapie care ajută la calmarea sistemului nervos.